Luca, în capitolul 5, de la versetul 1 la versetul 11. Luca, în capitolul 5, de la versetul 1 la versetul 11, Cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Pe când se afla lângă lacul Genezaret și îl îmbuzea norodul ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu, Iisus a văzut două corăbi la marginea lacului. Pescarii ieșiseră din ele să-și spele mrejile. S-a suit în una din aceste corăbi care era lui Simon și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm. Apoi a șezut jos și învăța pe noroade din corabie. Când a încetat să vorbească, i-a zis lui Simon, depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejile pentru pescuire. Drept răspuns, Simon i-a zis, învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Dar la cuvântul tău voi arunca mrejile. După ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejile. Au făcut semn tovarășilor lor care erau în cealaltă corabie să vină să le ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corăbile, așa că au început să se afunde corăbile. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus și i-a zis, Doamne, pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. Fiindcă l-a apucase spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el din pricina pescuirii pe care o făcuseră. Tot așa și pe Iacob și pe Ioan, fiul lui Zebedei, tovarășul lui Simon. Atunci Iisus a zis lui Simon, nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Ei au scos corăbile la mar, au lăsat totul și au mers după el. Amin. Amin. Haideți să ne rugăm. Tatăl nostru care ești din cerul, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta și facă-se voia Ta, pentru că Tu ești Dumnezeu în cer și pe pământ. Tatăl nostru, avem nevoie de cuvântul Tău. Avem nevoie de prezența Duhului Tău în locul acesta. Avem nevoie de un gând din partea Ta. Îți mulțumim pentru lucrarea de slavă și de laudă care ai făcut-o până acum. Mulțumim pentru biserica Ta răscumpărată. Mulțumim pentru cei trei care s-au hotărât să Te urmeze și suntem, avem această priveliște, oameni de care lumea nu este vrednică pentru că sunt mântuiți de Tine. Te lăudăm pentru lucrarea aceasta. Te lăudăm pentru că Tu încă mântuiești suflete. De aceea, în această dimineață, Te rugăm să continui această lucrare de mântuire. Avem nevoie de un gând și un suflu din partea Ta. În numele Domnului Iisus Hristos ne-am rugat. Amin. Vă rog să ocupați locul. Mă bucur foarte mult să fiu împreună cu dumneavoastră în această dimineață. Recunosc câteva fețe pe care le-am cunoscut data trecută când am fost aici și mă bucur foarte mult și de cele pe care nu le recunosc. Mă bucur totdeauna să întâlnesc oameni minunați în trupul lui Hristos. Zic un bun venit și musafirilor bisericii de astăzi și mă bucur să văd, ne întâlnim cu familia, vreau să vă spun că ne întâlnim mai des în Canada decât în Chicago, deși stăm la o oră și ceva de părătare unul de altul. Dar ne bucurăm și o sărbătoare mare la noi în familie, mă bucur foarte mult să pot să, parcă ieri Naomi a fost atâta și astăzi ne uităm toți în sus la ea, din motive clare de ce ne uităm în sus la ea. Dar ce bucurie e să fim aproape de familie și vreau să mulțumesc pentru invitația care mi-ați făcut-o să fim alături de dumneavoastră în această dimineață. N-am să petrec mult timp cu introducerea pentru că vreau să răscumpăr cât de mult timp să intrăm în acest cuvânt în dimineața aceasta. Un cuvânt minunat și vreau să vă spun că am să încerc și totdeauna îți spun caveat, pun acolo asteriscul acesta, am să încerc să răspund la o singură întrebare în dimineața aceasta, deși am să fiu homiletic și am să am trei minute. Dar am să răspund la o singură întrebare. Și o întrebare peste care trecem ușor, de multe ori vreau să vă spun, pentru că ni se pare că e ceva supranatural, e ceva de înțeles. Înțelegem treaba asta, nu ne punem întrebarea de ce. Dar eu cred că e important să ne răspundem în dimineața aceasta la întrebarea asta. Și întrebarea pe care încerc să vă răspund în dimineața asta este, de ce l-au urmat ucenicii pe Domnul Iisus Hristos? De ce au ajuns oamenii aceștia care aparent au fost oameni simpli? Mult mai simpli decât mulți dintre dumneavoastră în locul acesta. Oameni simpli. Antreprenori,
pescari și tot felul de slujbe, inclusiv un medic. De ce au ajuns oamenii aceștia să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos? Nu numai să-L urmeze, vreau să spun, să specific clar ce s-a întâmplat aici. Să lase totul. Să lase totul și să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Și am să încerc să răspund această întrebare. Acum, știu că mulți dintre noastre vă gândiți, ei, e clar, au fost aleși înainte de temerea lumii, Dumnezeu a făcut lucrarea aceasta, depinde în ce categorie teologică stați în dimineața aceasta, dar am să încerc să răspund bazat pe Cuvântul lui Dumnezeu și am să stau numai în Scriptura astăzi, puțin am să ies de aici. Mă uit și îmi dau seama că înainte să se ajungă la momentul acesta în care Simon, ce om interesant, și Domnul știe că de multe ori mă identific cu omul ăsta. Un om extraordinar, plin de pasiune, impulsiv, mă identific cu omul acesta, plin de viață, mă identific cu omul ăsta. Îl ia câteodată gura pe tine, mă identific. Un om așa de pasionat și vreau să vă spun, nu un om care să fie ușor schimbat de vremuri, un om care când și-a pus gândul la ceva, îl termină, e primul care fuge, e primul care face, e primul care să zică, e primul care să întrebe. Un om care cred că o ducea bine cu business-ul lui, să ajungă să lase totul. Totul! Și să-L urmeze pe Domnul Iisus. Ce i-a făcut? Ce s-a întâmplat până am ajuns la momentul acesta? Și am să vă spun deja de la început ce cred eu că s-a întâmplat. Și atunci o să încerc să explic. Eu cred că Apostolul Petru a înțeles din mai multe contexte care a fost autoritatea Domnului Iisus Hristos. Cine a fost omul acesta și cine este Iisus Hristos? Și în momentul în care el a înțeles personal lucrul acesta, a fost gata să lase totul și să-L urmeze. În momentul în care i-a intrat în barca lui și tot ce a auzit despre Domnul Iisus Hristos, în momentul a devenit realitate în viața lui, când a înțeles autoritatea Domnului Iisus Hristos, a fost gata să lase totul. Înainte să intru în acest mesaj, vreau să vă spun o întâmplare care mi s-a întâmplat mie în viața mea și care m-a făcut să mă gândesc foarte mult la lumea aceasta care e în jurul nostru, care merge dincolo de aparent, dincolo de ochi, dincolo de ce bate ochiul. Eram la Hunedoara, nu știu câți dintre noastră știți unde este Hunedoara, e în România. Și Hunedoara, cred că a avut timpul ei, e ceva din Hunedoara aici? Nu zic tot ce am să zic. Dar cred că Hunedoara a avut timpul ei de glorie, știți? A fost un timp de glorie, a avut fabrica, industria, treburi. După care industria a mers în jos și a rămas un singur lucru care stă pe munte sus și e puternic, cetatea. Asta a rămas la Hunedoara, cetatea, și o vezi ca o cetate așezată pe munte, vezi de mult. Și am fost cu grupul continental la Hunedoara, am avut un concert acolo, am avut evanghelizare seara și după aceea, a doua zi, am zis să mergem să vedem și noi ceva în Hunedoara și am mers la castelul din Hunedoara. Și vreau să vă spun un lucru interesant, mi-a plăcea tare mult cineva să le dea niște lecții la români de turism. Că nu a fost nimic în tot castelul. Ne-am dus și ne-am uitat la ziduri. O fi fost ceva fain. N-am știut istorie, n-am avut acces la nimic, am intrat pe niște ziduri, nimic, numai ziduri goale acolo. Americanii și canadienii dintr-o piatră fac întreaga industrie, știți? Piatra asta a fost o poveste, a fost pe aici un indian, a fost o poveste. Avem un castel întreg și nu știe istoria. Singurul lucru care era de vizitat acolo a fost un magazin. Interesant, era magazinul. Eu am crezut că era parte de muzeu bazat pe prețurile care erau acolo, dar era un magazin cu artifacts, cu tot felul de obiecte culturale. Și am intrat în magazin chiar înainte să plecăm. Și când am intrat în magazinul acesta, ne-am învârtit pe acolo, am văzut primele două prețuri și am încercat să ieșim, dar trebuia să-mi dai un bon întreg ca să ieși, atunci am vizitat tot. Și când am uitat pe masa, la persoana care vindea acolo, erau cărți de tarot. Câți dintre noi să nu știți ce înseamnă cărțile de tarot? Cărți de ghicire. Să ghicească, să-ți prezică viitorul și așa. Și tare m-am tulburat așa în duhul meu, adică nu mi-a picat bine, am zis, mă, nu știam ce să zic și cum să zic, ne-am învârtit, am văzut prețuri, iar ne-am învârtit, am zis, vreau să zic ceva, dar nu știam ce să zic. Și după ce ne-am învârtit de câteva ori, am zis, am ieșit afară. Și aș vrea să vă spun și plecam, deja cineva ne-a chemat să mergem cu mașina și vreau să vă spun ceva, de puțin ori mi s-a întâmplat în viață, când mi s-a întâmplat atunci. Am auzit glasul Duhului lui Dumnezeu.
i-a spus așa: dacă tu nu te întorci să-i spui ceva la femeia aceasta, am să-i cer prețul sângelui din mâna ta. Eu nu știu ce ați făcut noastră, dar acolo m-am oprit. Țin minte și am martori, a fost Ramona cu Marius, care erau din trupa noastră, erau trei pași înainte mea și au văzut cum m-am oprit, pur și simplu m-am oprit. S-au întors și au zis, ești ok? Și am zis, mă, trebuie să mă întorc. Și m-am dus înapoi, în magazin, ei au intrat, nu i-am văzut, au intrat după mine. Și am mai dat două ture. M-am învârtit. Nu știam ce să zic. Cum pot să-i zici? Nu vă supărați, pentru că Domnul mi-a spus să vă spun. Nu pot să începi așa. Ce să-i spui la femeie? Să uită la mine, zice că mi-am pierdut mintea. Cine tu? Ce? Dar m-am oprit și am zis, sincer vă spun, nu vă supărați. Nu vreau să vă supăr. Dar eu cred că ce faceți dumneavoastră nu-i bine. N-am apucat să-i spun de unde vine și ce se întâmplă. Atât am zis. Ce cred că faceți dumneavoastră nu-i bine? Și a început femeia. Am văzut în ființă, cu ochii mei, am văzut o luptă, o luptă demonică, pot să spun eu, în care femeia aceasta a început să umple în magazin și să strige: nu este adevăr absolut, nu este adevăr absolut. Eu n-am zis nimic de adevăr absolut, n-am zis nimic de niciun cuvânt. Și am început să spun: nu, ce fac, nu este adevăr absolut. Și am spus: nu, spune, nu vreau să intru cu noastră, dar știu clar că ceea ce faceți noastră nu e bine. Și-a spus, cum știi? Și-a spus, Dumnezeu în Scriptura Lui vorbește despre treaba asta și spune, nu e adevărat. Și-a spus, vreți să-L întreb? Și mi-a spus, nu! Și atunci s-a liniștit și am început să-i împărtășesc Evanghelia și am spus, i-am spus despre Domnul Iisus Hristos și că lucrurile astea fac parte într-o lume care n-ar trebui să lucreze cu ea. Și dacă are dreptul să vorbească, să aibă dreptul să vorbească cu Spiritul, îi spun cu cine să vorbească. Și ar trebui să-și lase inima Duhului Dumnezeu și să-și dea inima Domnului Iisus Hristos. Și am plecat în ziua aia de acolo. Nu mi-a răspuns, a ascultat și după aceea am plecat. Și nu știu, sincer vă spun, zi de astăzi, nu știu ce s-a întâmplat cu femeia aceasta. Mă rog, și de multe ori m-am gândit la femeia aceasta și la evenimentul acesta. Și mă rog pentru ea ca Duhul Dumnezeu să îi se descopere. Dar a fost pentru mine un exemplu și o experiență pe care n-am să uit de multe ori când Dumnezeu m-a oprit din drumul meu. Dar în același timp am văzut când ești gata să deschizi gura și să spui, uite, nu știu de unde vine asta, dar vreau să spun ceva. Și duhurile în locul acela începeau să se lupte dincolo de ce puteam eu să mă lupt cu persoana aceasta. Este tare interesant. Tare interesant că de multe ori viața noastră cum e așezată, nu avem de-a face cu lucrurile Duhului de multe ori. Nu prea suntem preocupați să știm. De exemplu, spunea cineva, v-ați gândit vreodată de ce oamenii niciodată nu le-au plăcut de Daniel, din cartea Daniel? Nu le-a făcut nimic! Nu le-a zis nimic! Nu i-a zis nimic pe oamenii aceia de lângă Barat, dar nu-l puteau suporta. Și Scriptura spune acolo un secret, Duhul care era în el era un Duh înalt. De ce aveți oameni la dumneavoastră la muncă care nu le-ați făcut niciodată nimic și nu vă pot suporta? Îi deranjează când intrați dumneavoastră acolo și niciodată nu i-ați încă mai mult încă ați vrea să le faceți bine. Pentru că eu cred, Scriptura spune că noi nu ne luptăm cu carnea și sângele. Există o luptă în lumea spirituală care este reală, care este clară. Și în perspectiva aceasta, ajungem la contextul acesta din Evanghelia după Luca. Pentru că înainte, și o să petrecem foarte destul de mult timp din mesajul acesta, în capitolul 4. Și dacă nu aveți Scriptura cu noastră și aveți obiceiul să urmăriți în Scriptură, aș vrea să deschideți, să dați o pagină și să vă uitați în Evanghelia după Luca, în capitolul 4. Pentru că sunt patru moduri în care, până ajungem la această pescuire minunată, până ajungem la momentul acesta în care oamenii au fost gata să lase totul și să-L urmeze pe Iisus Hristos. S-au întâmplat patru lucruri aici în care Domnul Iisus Hristos și-a stabilit autoritatea Lui pe pământ. Lucrarea aceasta în capitolul 4, Domnul Iisus Hristos își stabilește autoritatea. Și am să revin la exemplu pe care l-am dat. Primul mod în care Domnul Iisus Hristos își stabilește autoritatea a fost autoritatea în lumea spirituală. Autoritatea Lui în lumea spirituală. Uitați-vă cum începe Luca în capitolul 4. Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie. Ce s-a întâmplat acolo în pustie? Diavolul l-a ispitit
În momentul în care era cel mai slab. Și aici a fost o luptă crâncenă. De unde știu că a fost luptă crâncenă? Uitați-mă versetul 13 ce spune. După ce l-a ispitit în toate felurile. Noi avem aici patru feluri. S-a dus de la foame, s-a dus la cuvântul lui Dumnezeu să pună doială, pentru că vreau să vă spun că satana totdeauna, diavolul totdeauna lucrează cu 95% adevăr. Să știți, mai ales în vremurile noastre, așa a mascat minciuna, dar arată ca adevărul. Lucrează și l-a ispitit la îndoială, la cuvântul lui Dumnezeu, l-a ispitit la mândrie, i-a arătat toate bogățiile lumii. Și a spus, ține, dau ție toate. Toate sunt ale mele, numai dacă te vei închina mie. 95% adevăr. Toate erau ale lui pentru o vreme. Ai, nu i-a spus, acolo scria în lume. Toate sunt ale mele. Ei, în Duhul lui a fost ispitit și a ieșit biruitor. Pentru că cine altcineva, aș vrea cum să știu, știți, eu cred că predicatorii în ziua de astăzi au o slujbă foarte grea. De când s-a inventat Google-ul. Pentru că majoritatea și dumneavoastră sunt foarte mulți oameni aici pe care eu respect foarte mult și sunt oameni citiți. Dumneavoastră îmi terminați gândurile înainte să le cer și sunt mulți dintre astea care le duceți mai departe decât le-aș fi dus eu oricum. Am respect pentru treaba asta. Dar aș vrea să vă gândiți dumneavoastră și vreau să vă accesați memoria, Wikipedia, Google, ce aveți dumneavoastră și să-mi spuneți dumneavoastră cine în istoria lumii, cine în istoria lumii s-a ridicat cu putere să spună duhurilor, taci. Cine s-a ridicat pe pământul acesta să meargă în pustie, să fie ispitit în toate felurile și să iasă de acolo biruitor prin puterea care Dumnezeu a pus-o asupra lui, prin autoritatea lui și nu numai atât, să-i spună diavolului înapoi a mea. Nu, fii atent, hai să ne oprim puțin, dăm în pauză, nimic, să stea cu autoritate și să se spună înapoi a mea, Satan. Cine în istoria lumii? Cum și-a stabilit? Asta a fost o luptă pe care Domnul Iisus Hristos a dus-o în singurătate, în tăcere, în pustie. Dar lupta aceasta cu duhurile nu s-a terminat. De unde știu? Păi uitați-vă împreună cu mine, în Luca, în capitolul 4, în câteva locuri, mă uit în Luca, capitolul 4, 33 la 36. Uitați ce spune aici. În capitolul 4, versetul 33. În sinagogă se afla un om care avea un duh de drag necurat. Și care a strigat cu glas tare. Ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne prăpădești? Te știu cine ești. Sfântul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos l-a certat în fața tuturor. Taci! Și ieși afară din omul acesta. Și dracul, după ce l-a trântit jos în mijlocul adunării, a ieșit din el fără să-i facă vreun rău. Primul lucru care mi-a dat de gândit este că omul ăsta era în biserică. N-aș vrea să fac comentarii. Și vă spun, nu l-au deranjat cântările, nu l-au deranjat imnurile, nu l-au deranjat nimica, până când Domnul Iisus Hristos nu s-a ridicat și a început să vorbească, Duhul lui Dumnezeu a început să vorbească, atunci l-au deranjat tot, știți? E interesant și ăsta e un test mare pentru biserici în ziua de astăzi, dacă nu-i deranjează nimica, Duhul trebuie să schimbă ceva. Că însă aici știm clar că sunt aici. Dar uitați-vă la autoritatea pe care a avut-o Domnul Iisus Hristos. Să stea în fața duhurilor și să spună, taci! Fără gură. Și lucrurile astea s-au întâmplat în fața oamenilor. În Luca, în capitolul 4, versetul 41, aici este o concluzie la ce s-a întâmplat acolo și de aceea nu știm noi tot ce s-a întâmplat. De aceea Apostolul Ioan spune, sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Iisus, care n-au cuprins de toată lumea aceasta cărțile care s-au scris. De ce? Uitați aici ce spune, într-un singur verset, noi uităm de asta, un singur verset, din mulți ieșeau și dragi care strigau și ziceau, Tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu. Dar el îi mustra și nu îi lăsa să vorbească pentru că știau că el este Hristosul. Cine este acesta care s-a ridicat și le spune duhurilor, taci! Fiecare om are demonii cu care se luptă.
Fiecare om are demonii lui cu care se luptă. Și aș vrea dimineața aceasta să te întreb, de fapt mai mult să-ți spun, dacă cumva te lupți singur, ai pierdut. Pentru că nu este nimeni și nimic care să stea lângă tine și să poată să spună Duhurilor, să poruncească cu putere Duhurilor, taci! Vă rog să-mi arătați dumneavoastră, din tot ce ați citit dumneavoastră și am mare respect pentru toată cultura care este aici, pentru toată sala aceasta. Înainte sau după Hristos, pe cineva care se fie ridicat, care să nu fie în numele Domnului Iisus și să spună Duhurilor, taci pe rău. Merg mai departe. Domnul Iisus Hristos își stabilește autoritatea în lumea spirituală, în Duh și în fața tuturor. Toți au văzut lucrul acesta. S-au minunat! Nu le venea să creadă. Cine este acesta? Autoritate în cuvânt. Uitați ce urmează mai departe. În Luca, capitolul 4, versetul 18, spune așa. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de durare al Domnului. În urmă a închis cartea, a dat-o înapoi sprijinitorului și a șezut jos. Toți cei ce aflau în sinagogă aveau privirile pinorite spre el. Atunci a început să le spună, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Aș vrea să vă spun un lucru. Când Domnul Iisus Hristos vorbea ca unul care avea putere, vorbea ca unul care avea autoritate. Și în zi de astăzi încă, atunci când Domnul Iisus Hristos vorbește, cuvintele Lui capturează sufletul mai mult ca orice alt cuvânt, ca orice alt gând de pe pământul acesta. Și toți, mulți care sunteți aici, puteți să mărturisiți despre lucrul acesta. Dar am văzut cu ochii mei, odată am fost în evanghelizare în Oltenia, într-o zonă în care nu este nici măcar biserică ortodoxă. O zonă așa de închisă la cuvântul lui Dumnezeu. În orice formă ar fi, El ar veni. O zonă atât de închisă la cuvântul lui Dumnezeu și cineva din Sibiu, un medic, un medic din Sibiu, s-a mutat în zona aceea. S-a mutat, a deschis acolo un punct medical, un centru medical. Era un singur medic de familie la 5.000 de familii. 5.000 de familii. S-a mutat în zona aceea, o zonă săracă, o zonă amărâtă. Și a avut așa o mărturie bună, Alina, un medic misionar din Sibiu, s-a mutat acolo. A avut așa o mărturie bună încât oamenii au fost gata să facă orice pentru el. Ne-am dus din ușă, ușă de poartă, poartă și am spus, Mamaie, haide seara că este un concert de muzică creștină la aici în sat. Eu nu vin, maică, nu mă interesează. E la doamna doctor Alina. Vin, maică, cum să nu vin? Cum să nu venim la doamna doctor? Trebuie să vă spun ceva acum, că văd că nu sunteți obosiți și vreau să vă trezesc puțin. A venit cineva la Alina, la doamna doctor, că i s-a îmbolnăvit măgar. Și zice, Doamne, dă-i ceva, vă rog, dați-i ceva, o injecție, ceva. Zice, tata, eu sunt medic de familie, nu sunt... El e din familie, mai. El e din familie. Dați-i ceva, că e din familie. Am avut concertul în acea seară, n-am să uit niciodată. Și am predicat Evanghelia acolo. Despre cine este Dumnezeu și ce face Dumnezeu în viața mea. Și aș vrea să vă spun ceva. Am văzut cu ochii mei cum un tânăr era beat, era beut, de-abia se ținea pe picioare. Și am văzut că era o mișcare acolo, o comoție, și n-am știut despre ce-i vorba. Și prietenii lui îl trăgeau înapoi și îi spuneau, lăsați-mă, eu trebuie să mă duc la Iisus. Și a venit să-i dau o Biblie și a stat de vorbă cu el și a spus, eu vreau să-L cunosc pe Iisus, și era beat. Mintea lui nu era trează cu totul, dar aș vrea să vă spun, cuvântul lui Dumnezeu a trecut prin peția lui, a trecut prin mintea lui, a trecut prin tot ce a ajuns la sufletul lui și a prins sufletul. Nu este niciun alt cuvânt pe pământul acesta care poate să prindă sufletul omului, așa cum poate să ajungă cuvintele Domnului Iisus Hristos. Duhul Domnului este peste mine că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. Să auziți ce spune aici. Să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită. Să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii.
lună și jumătate la intensive care. Și am văzut cu ochii mei cum am venit mult și l-am încurajat și au spus toate femeile, dar până când Duhul lui Dumnezeu ne-a prins sufletul lumină. Știți, când s-a întors la Dumnezeu, omul ăsta avea o boală rară care este 1 la 1 milion. Lumina soarelui i-a ardea pielea. Prima dată când l-am văzut, am sărit în sus, am venit la studiul biblic și vă spun, n-am putut să mă uit la el, care ta ca un cadavru, n-avea ploape, n-avea buze, n-avea nas, n-avea degete. Îi vedeai, era ca un cadavru, toată pielea arsă. Singurul care îl făcea omul ăsta să stea acasă, că n-avea voie să iasă în soarele și să uita la filme și să stea acasă. Când Dumnezeu i-a schimbat viața, nici măcar la televizorul din spital care era cu nature, nu mai vrea să se uite. Așa, așa, pe patul de moarte, când Duhul lui Dumnezeu i-a prins sufletul în mână, o bucurie ce-am văzut în ochii lui și o bucurie ce-am văzut în viața omului acestuia, că Duhul lui Dumnezeu a putut să pătrundă prin toate lucrurile acestea, adânc în sufletul lui. Vedeți, dumneavoastră, eu știu clar că în generația aceasta și mulți tineri, cineva m-a întrebat recent, cum puteți să ajungem la tineri, la inima lor? E foarte simplu. Trimiteți un text message cu Cuvântul lui Dumnezeu. Folosiți tehnologia, dar vreau să vă spun. În generația aceasta care trăim noi, totul parcă e atât de artificial. Știți, când mănânci roșii sau fructe și arată așa de bine și când muști în ele, parcă nu mai e ca în România, când mușcai din mărul ăla și vedeai și el. Știți, era un gust. E altcumva parcă și toate s-au făcut așa de superficiale, dar nu Cuvântul. Dacă cumva dumneavoastră simțiți în viața noastră ceva artificial, ceva că viața noastră nu are adâncime, știu clar că nu mai stați în cuvânt. Știu clar că v-ați depărtat de esența, de cuvintele acestea vieții. Știți ce a spus Apostolul Petru? Doamne, unde se duce? Când ai stat lângă Domnul Iisus și ai auzit cuvintele acestea și sufletul tău a fost prins și a dus la viață, unde se duc? La tine sunt. Autoritate peste trup. A avut autoritate în Duh, în lumea spirituală, a stat în față și a spus, fără cum. Autoritate peste sufletul omului, când vorbește, cuvintele lui pătrundeau până în sufletul omului și a schimbat vieți care se auzeau un cuvânt din partea. Autoritate peste trup. Și aș vrea să vă uitați aici, în Luca, capitolul 4, versetul 38 și 39, după ce a ieșit din sinagogă, a intrat în casa lui Simon, soacra lui Simon era prinsă de friguri mari și l-a rugat și l-a rugat pentru ea, el s-a plecat peste ea, spre ea, a certat frigurile și au lăsat-o frigurile, ea s-a sculat îndată și a început să le slujească. Cei care credeți că de aia s-a lepădat Petru, să știți că nu e adevărat. Nu de aia s-a lepădat ca să le ia vindecat soacra. Gândiți-vă la autoritatea aceasta pe care Domnul Iisus Hristos a... Știți ce mi-a plăcut foarte mult aici? Auziți aici. În Luca, în capitolul 4, versetul 40, spune așa. La sfințitul soarelui, toți cei ce aveau bolnavi atinși de felurite boale, îi aduceau la el, el își punea mâinile peste fiecare din ei și vindeca. Autoritate peste boli și peste. Nu știu câți dintre asta a fost în Israel. Am avut binecuvântarea acum 2 ani să merg să vizitez în Israel. Și vreau să vă spun că în momentul în care duci acolo, toată Scriptura îți iasă un pic la viață, vine la viață. Și vă spun de ce. Pentru că mi-am dat seama că noi când vorbim aici de lucrurile astea, noi credem că e ca în Toronto. Când se întâmplă ceva în Toronto, undeva nu au de cer de dincolo. Ei erau acolo toți într-un 10 square feet, toată lumea. Dacă făcea ceva, vă spun sincer, dacă strigai tare pe soție în cameră, te auzea primarul. Deci noi, toată lumea te auzea, nu? Știa ce se întâmpla în zona aceasta, toată lumea știa. Nu puteai să ascunzi. Era așa de îmbinată comunitatea, era într-un loc așa de mic încât se auzea. Eu cred cu desăvârșire că apostolii, oamenii aceștia care au ajuns să se întâlnească cu Domnul Iisus Hristos personal, au știut toate lucrurile acestea. Au auzit. Și mai este un mod în care Domnul Iisus Hristos și-a stabilit autoritatea și lucrarea pe pământ. Autoritatea peste natură. Auziți aici. Luca 5, și aici venim în capitolul 5, în versetul 6, spune, după ce le-au aruncat mrejile, au prins așa o mare mulțime de pești, că începeau să li se rupă mrejile.
Îngăduiți-mi puțină gândire plină de imaginație. Mă lăsați puțin, acum stânăr, am scuze. Eu cred că ce s-a întâmplat acolo este toată noaptea s-a chinuit Petru să prindă ceva și n-a prins nimic. Eu numai și capul m-a făcut pescar, să vă spun sincer, n-am pescuit până acum în viața mea, că înainte tata era așa de frică că mă duc la apă și mă leg, încât mă fraierii, vreau să vă spun sincer, frate. O zis, măi, numai peții bani să duc la pescuit. Și nu m-am dus la pescuit toată copilăria, a fost așa rușine, am zis, nu mă duc, mi-a crezut la mine cu uita, crede că sunt om de nimica. Dar am știut că nu m-am convințit. Dar numai și cam am făcut pescar și vreau să vă spun sincer, sunt cel mai rău pescar în istoria pescarului. Am fost o dată cu niște prieteni, toată noaptea l-am pescuit, toată noaptea ne-am dus, mai mult am mâncat noi cozonac și am cântat decât am pescuit, dar toată noaptea am stat și n-am prins nimic. Nu pot să vă explic frustrarea care a fost acolo. Când te duci acasă, îmi vine să trec pe la Costco să iau ceva pește, să nu ajung acasă fără pește, după aceea n-am cum să dau socoteală unde ai fost, mai pescat chiar cu o noapte întreagă. Dar eu ce cred că s-a întâmplat e că Domnul Iisus Hristos a vorbit, El a spus la pești, măi, am nevoie de o favoare din partea voastră. Toată noaptea i-ați pentat pe ăștia, nu vă prins deloc. Puteți să sădiți un pic cu mrejile lor, că vreau să vă vedeți un punct aici, la oameni ăștia, că nu înțeleg. Și toți peștii au zis nicio problemă, toți au sărit. Care, când, de unde ori venit, ori sărit de mrești la cuvântul Domnului Iisus, că El a zis, să puneți aici. Și toți peștii au zis, săriți toți că vrem să vă vedem. Asta a fost glumă, nu m-ați prins, pentru că sunt deoptați la mine, ce teologia are asta? Dar am mult mai multe alte moduri în care să dovedesc că Domnul Iisus Hristos a spus vântului, taci, fără mână, furtunii, și totdeauna când se întâmpla lucrul acesta, tot timpul când se întâmpla lucrul acesta, oamenii își puneau întrebarea, cine este acesta? Îl ascultă până și în natură. Cine este acesta? Și acum ajungem în versetul nostru. Și dacă cumva e frică că asta a fost mai introducerea, nu a fost. Aici ajung la punctul care am trei răspunsuri când Domnul Iisus Hristos îți intră în moartea ta. Când afli și înțelegi care este autoritatea Domnului Iisus Hristos peste lumea spirituală, peste sufletul omului, peste trupul și peste natura întreagă, când înțelegi cu adevărat care este autoritatea Domnului peste lumea acestea, atunci sunt doar trei răspunsuri care poți să le ai. Și răspunsul pe care Apostolul Petru le-a avut. Primul este ascultare. Dacă tu chiar crezi, dacă tu chiar înțelegi că Domnul Iisus Hristos este singurul care are autoritate peste Duhul, peste suflet, peste trup. Știți, Luca 12 spune un lucru interesant. Am să vă arăt de cine să vă fie frică. Am să vă arăt. De acela care nu după ce a prăbădit trupul, dar după ce se termină trupul, poate să-ți ia sufletul tău și să-l trimită în veșnicie. Iată. Spunea cineva, atunci când ți-e frică de Dumnezeu, nu ți-e mai frică de Satan. Și eu cred că are dreptate. Când știi cu adevărat cine este Dumnezeu și ai o frică de Dumnezeu, nu-ți mai frică de nimic, de duhuri, de lume spirituală, nu-ți frică de nimic. Primul lucru este aici. Auziți ce spune aici, în Luca, în capitolul 5, versetul 5. Drept răspuns. Și îmi place că Scriptura spune drept răspuns, că asta chiar a fost drept răspuns. Simon i-a zis, învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Dar la cuvântul tău, voi aloca mrejile. Dacă chiar știi cine este Domnul Iisus Hristos, ce ești gata să faci la cuvântul? Știu clar, iubită biserică, nu poate să-mi spune nimeni altceva. Știu clar că Dumnezeu a cerut fiecăruia dintre dumneavoastră să faceți ceva. Să renunțați la ceva. Să nu mai aruncați în partea aia, ci să aruncați în partea asta. Să nu mai răspundeți cu ură, ci să puneți cărbuni aprinși peste cei din familia noastră care se poartă rău. Știu clar că Dumnezeu a cerut ceva clar prin cuvântul Lui să faceți. Știu clar că în locul acesta sunt oameni la care Dumnezeu de atâtea ori a venit și a bătut la inima dumneavoastră și v-a spus, vino la mine, uite-te, eu sunt gata să spun duhurilor cu care te lupți, gata! Este fica mea! Gata! Este fiul meu!
Sunt gata să-ți vindec sufletul tău. Și-s gata să restaurezi familia ta. Sunt gata să vindec pământul tău. Vino la mine. Dar la cuvântul tău, sunt gata. Mă rog, în numele Domnului Iisus Hristos, ca Duhului să continue lucrarea aceasta, cuvintele pe care le spune aici, ca El să-ți dovedească cine este cu adevărat Iisus Hristos, pentru că atunci când ne întâlnești cu El față-față, nu poți să renunți și să refuzi cuvântul Lui. A doua reacție pe care a avut-o Apostolul Petru, prima a fost ascultă. N-ai cum să nu asculți când știi clar cine este Domnul Iisus Hristos. Oricât îți spune firea să n-asculți, trebuie să-ți amintești tot timpul și trebuie să înțelegi cine este El. A doua este smerenie. O, Doamne, câtă nevoie de smerenie avem astăzi. Știți de ce zic așa? Uitați-vă în capitolul 5, versetul 8. Apostolul Petru spune, Doamne, pleacă de la mine. Sunt un om păcătos. Știți de ce? Cum zic americanii, it's very intriguing pentru mine. De ce Apostolul Petru spune pe asta? Știți de ce? Pentru că nimeni n-a știut ce i-a spus Domnul Iisus Hristos. Ei s-au depărtat de la țărm, puțin. Și Domnul Iisus Hristos i-a spus, aruncă aici. Eu nu cred că oamenii toți au auzit ce i-a spus Domnul Iisus Hristos. Și dintr-o dată, omul ăsta, gândiți-vă că are audiență acum. Toată noaptea nu știu nimeni că nu a prins nimica. Și acum, în fața tuturor, aduce așa o prindere de pești, încât se afundă bărcile. Dom'le, venea ca și Cristofor Columb pe barcă, așa ar fi trebuit să vină înapoi, să stea numai așa pe barcă să spună, ce prindere de pești am făcut eu, nu? Știți ce am făcut? Cred că n-a prins în viața lui așa pești. Eu pot să garantez că n-a prins așa pești niciodată, nu? Și în momentul cel mai victorios al carierei lui, omul acesta, zis ăsta, scoloan, nu uite de seasă, a căzut jos pe genunchi. Și a spus, pleacă de la mine, sunt un om de nimic, sunt un om păcătos. Știți ce cred că s-a întâmplat? Cred că s-a întâlnit cu Domnul Iisus. Eu cred că Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu adevărat, i-a intrat în barcă. Eu cred că aia s-a întâmplat. Și aș vrea să vă dau dumneavoastră un test. Ăsta e testul pe care totdeauna am în viața mea. Sunt foarte transparent cu asta, sincer. Cu cât ești mai departe de cruce, cu atâta te vezi mai mare. Cu cât suntem mai departe de cruce, cu atâta credem noi că suntem mai mari. Și cu cât apropiu de cruce și de picioarele Domnului Iisus Hristos, cu atâta știu că sunt atât. Vreau să vă spun, toți care l-ați întâlnit pe Domnul Iisus Hristos. Asta e un lucru care n-am să uit niciodată când Dumnezeu mi-a schimbat mie viața. M-am simțit ca cel mai mare păcătos. Nimeni nu l-a omorât. Nu evrei, nu nimeni. Eu l-am omorât pe Domnul Iisus Hristos. Așa am simțit când m-am întâlnit cu El. Dar știți ce s-a întâmplat atunci? Am auzit cel mai frumos glas pe pământul acesta care mi-a spus, nu te teme. Nu te teme. Nu m-a acuzat. Nu m-a respins. Nu mi-a amintit ce am făcut. Deci au prin piață și predicau și peștii lor erau de vânzare. Și oamenii ăștia nu le-au păsat.
au fost gata să lase tot. Când te întâlnești cu Domnul Iisus Hristos, ăsta e singurul răspuns care poți să dai. Primul este să asculți de cuvântul Lui. Doi este să te smerești. Și trei este să fii gata să lași tot. Amin? Permiteți-mi să vă. Iubitule Tată, te lăudăm pentru că ai trimis pe Domnul Iisus Hristos pe pământ, care să fie închiparea și întruparea ființei tale pe pământ, dovada supremă și ultimă a existenței tale. A umblat printre noi plin de har și de adevăr și a descoperit și ne-a revelat autoritatea ta peste duhuri, peste suflet, peste trup și peste natură întreagă. Toate se țin împreună din cauza Domnului Iisus Hristos. Toate se țin pentru El. Și în această dimineață, mă rog ca Duhul Tău cel Sfânt, care continuă lucrarea de mântuire și de cercetare, să ne convingă de păcatele noastre, să fim gata să, la cuvântul Tău, să ne dăm viața și sufletul în mâna Ta. Doamne, mă rog să nu ne smerești, ci să ne mai dai o șansă să ne smerim noi. Pentru că ce smerești, Tu rămâne smerit. Doamne, îngăduie-ne să avem înțelepciunea aceasta, să înțelegem cine ești Tu și cu ce autoritate ai venit Tu, dar cu toate astea Te-ai dezbrăcat și Te-ai făcut rob al ascultării. Ajută-ne și pe noi să fim astfel de slujitori în Toronto, în Chicago, oriunde suntem, să putem să fim smeriți și plânzi. Doamne, mă rog să ne ajuți, indiferent câtă bogăție și orice avem, să fim gata la cuvântul Tău, să lăsăm totul și să Te urmăm. Te lăudăm în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin.